Înmormântările sunt evenimente macabre, care îi sensibilizează pe toți cei prezenți. Există însă modalitate de a duce lucrurile la un cu totul alt nivel. Cum ar fi dacă persoana decedată ar apărea brusc la propria înmormântare? Cu siguranță nu ar fi un eveniment ușor de uitat, de la persoane care au fost declarate decedate pentru că nu mai aveau bani, la persoane care și-au înșinat propriile înmormântări. Astăzi aruncăm o privire la top 10 oameni care s-au trezit la propria înmormântare. Haideți să începem! 10. Hamdi Hafez al-Numbi. Începe videoclipul nostru cu o poveste care s-a transformat dintr-o tragedie într-o adevărată sărbătoare. Hamdi Hafez al-Numbi lucra ca ospătar în anul 2012, în Luxor, Egipt. Într-o zi obișnuită de lucru, acesta a suferit un atac de cord și a murit. După ce a fost declarat decedat, familia i-a dus corpul acasă, l-a îmbălsămat conform tradițiilor islamice și apoi s-au pregătit pentru ceremonia de înmormântare, care urma să aibă loc la finalul săptămânii. Lucrurile au luat o întorsătură interesantă în momentul în care doctorul l-a consultat pentru a semna certificatul final de deces. În urma examinării corpului, medicul a realizat că acesta era cald încă. Mai mult decât atât, al-Numbi încă respira. Medicul a alertat-o pe mama decedatului, spunându-i că fiul ei era în mod surprinzător în viață. În loc să-și petreacă timpul arătând cu degetul vinovații, familia lui al-Numbi a avut o atitudine mulțumitoare și a organizat o petrecere exact în ziua în care era programată înmormântarea. Ăsta da roller coaster emoțional. 9. Gilberto Arroyo. Dacă există o modalitate să ai parte de o mormântare de neuitat, atunci cu siguranță este aceasta, să participi și tu la ea. Aceasta a fost și experiența lui Gilberto Arroyo, un spălător de mașini de 41 de ani din Brazilia. Toată încurcătura a început atunci când un alt spălător de mașini care semăna leit cu Arroyo, din același oraș, a fost ucis în timpul weekendului. Autoritățile l-au contactat pe fratele lui Arroyo, José Marcos, pentru a identifica trupul neînsuflețit, iar acesta a confirmat că persoana decedată din fața lui era într-adevăr Arroyo. Soția lui José, Ana Paula, a menționat mai târziu. Poliția l-a sunat pe soțul meu și a spus că fratele lui fusese ucis, iar trupul era la morgă. În tot acest timp, Arroyo era bine sănătos și surprins să afle că tocmai murise. Se pare că una dintre cunoștințe a aflat de situație și s-a dus la Arroyo pentru a-l anunța. În zadar a încercat acesta să-și telefoneze familia, spunându-le că e încă în viață. Apelul a fost considerat o glumă crudă. Se pare că singura modalitate de a rezolva această situație era să se prezinte în persoană la eveniment. Imaginați-vă surprinderea celor prezenți când l-au auzit pe Arroyo afirmând: un prieten mi-a spus că mă aflu în sicriu. Oameni buni, sunt în viață. Ciupiți-mă! Ei bine, se pare că oamenii nu au fost doar surprinși. Unii au leșinat, în timp ce alții au alergat panicați. 8. Noela Rucando. Într-un scenariu care pare scos dintr-un film de acțiune, o femeie din Australia a fost ținta unui asasinat în 2016. Noela Rucando s-a întors în țara natală, Burundi, pentru a participa la înmormântarea mamei vitrege. Fără știrea ei, soțul femeii a angajat un grup de asasini pentru a o elimina în timpul șederii în Burundi. După ce a aterizat, asasinii au capturat-o pe Noela. Situația părea fără scăpare. Aici intervine și partea interesantă din poveste. Când au aflat că soțul ei era cel care a ordonat asasinatul, ucigașii au lăsat-o pe Noela liberă. În plus, l-au anunțat pe soțul ei că totul a decurs conform planului, asta pentru că voiau să primească banii. Fără să bănuiască nimic, soțul a organizat înmormântarea. Imaginați-vă mirarea acestuia când Noela a apărut pentru a-l confrunta. Acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Lucrurile par și mai înfricoșătoare când te gândești că aceștia aveau 10 ani de căsnicie și 8 copii. Niciodată nu poți fi prea sigur. 7. Vak Peric. Te-ai gândit vreodată cât de interesați ar fi prietenii și familia ta dacă ai muri? Ar veni toți la înmormântare? Ar spune cuvinte frumoase despre tine? Ei bine, exact aceleași întrebări îl frământau și pe Vak Peric. În 1997, pensionarul sârb a postat un anunț în care anunța că a decedat. Mai mult decât atât, acesta și-a organizat o înmormântare pentru a vedea cine dintre cei invitați se va prezenta. Într-o poveste care pare scoasă dintr-un film de comedie, acesta a urmărit de la distanță evenimentul și, în final, s-a prezentat pentru a-i surprinde pe invitați. Partea cea mai tare este că le-a mulțumit invitaților pentru că au venit la înmormântare. 6. Matthew Wall. Povestea lui Matthew Wall începe în Browning, Hertfordshire, Anglia.
Pe 2 octombrie, locuitorii orașului s-au adunat pentru a participa la înmormântarea fermierului Matthew Wall. În timpul ceremoniei, unul dintre cei care cărau sicriul l-a scăpat. Ceea ce părea un act al ghinionului s-a transformat în noroc pur. Căzătura a fost destul de puternică pentru a-l trezi pe Matthew Wall. Încă nu e clar dacă acesta dormea sau era în comă. Însă, ce e clar e că semnele vitale i-au fost examinate de mai multe ori înainte de confirmarea decesului. Matthew a mai trăit încă 2 decenii, iar orașul a continuat să sărbătorească evenimentul în fiecare an. 5. Walter Williams. Faceți cunoștință cu Walter Williams, bărbatul de 78 de ani care s-a trezit într-un sac de morgă. Domnul Williams a apărut pe primele pagini ale ziarelor în februarie, când s-a trezit în timpul procesului de îmbălsămare. Medicul legist Dexter Howard a afirmat: l-am dus în camera de îmbălsămare și am observat că picioarele lui încep să se miște. Apoi a început să respire. Doctorii au explicat că medicamentele pe care le-a luat William ar fi putut interfera cu examinarea semnalelor vitale. Se pare că miracolele chiar există, atât doar că miracolul acesta a fost unul scurt. Walter Williams a decedat 2 săptămâni mai târziu în propria locuință din Lexington, Mississippi, în jurul orei 4:15 AM, conform medicului legist Dexter Howard. Totuși, nepotul lui Williams, Eddie Hester, le-a spus reporterilor că s-a bucurat de fiecare moment petrecut împreună în aceste 2 săptămâni. 4. Edison Vicuna. Vă amintiți de Arroyo, bărbatul care a fost identificat greșit de fratele său? Ei bine, faceți cunoștință cu Edison Vicuna, o altă victimă a identității greșite. Atunci când acesta a dispărut 3 zile, familia s-a așteptat la cei mai rău. Lucrurile au fost înrăutățite și mai tare de apariția victimei unui accident de mașină, a cărei față era complet desfigurată. După autopsie, s-a confirmat că era vorba de Vicuna, atât doar că nu era el. Vicuna a apărut la propria înmormântare, beat, îngrozindu-i pe invitați. Cine știe, poate alcoolul chiar face minuni. 3. Mohamed Furkan. Tânărul Mohamed Furkan, de 20 de ani, a fost admis la un spital privat pe 21 iunie, în urma unui accident. După ce a fost declarat decedat, trupul său a fost trimis acasă cu o ambulanță. Fratele său mai mare, Mohamed Irfan, a afirmat: devastați, ne-am pregătit pentru înmormântare, când unii dintre noi am observat că membrele lui se mișcă. L-am dus de urgență la spitalul Ramonar Lohia, unde medicii au confirmat că era în viață. Care a fost explicația, deci? Ei bine, se pare că familia a rămas fără bani și nu au putut plăti cheltuielile medicale. Imediat după ce spitalul a aflat situația, Mohamed a fost declarat decedat. Povestea lui Furkan a declanșat o anchetă serioasă. Cât de înfricoșător! 2. Zeng Dieng. În cadrul unui alt caz de înmormântare înscenată, Zeng Dieng, de 66 de ani, a hotărât să afle câți dintre cei dragi țineau la el. Grija lui provenea din faptul că în cultura chineză, persoanele decedate trebuie vizitate în mod regulat pentru ca nevoile lor să fie îndeplinite. Ei bine, la înmormântare s-au prezentat 40 de invitați plus alte câteva sute de oameni. Totuși, Zeng nu a fost mulțumit. Nu pot să cred că atâtea rude și prieteni nu țin la mine. Nemulțumirea lui era cauzată de faptul că 20 de invitați nu s-au prezentat. 1. Vagiliu Makhametsianov. Atunci când Vagiliu Makhametsianov a căzut în urma unui atac de cord, a fost dusă de urgență la spital. Totuși, a fost declarată decedată. De aici povestea devine fluctuantă. Câteva zile mai târziu, la propria înmormântare, aceasta s-a trezit. I-a văzut pe cei dragi care plângeau și se rugau pentru ea. După ce a țipat de câteva ori și oamenii și-au dat seama că era în viață, a fost dusă de urgență înapoi la spital. Totuși, șocul resimțit și-a spus cuvântul, iar Vagiliu a murit după 12 minute la terapie intensivă. De data aceasta însă, decesul a fost definitiv. Aceștia au fost 10 oameni care s-au trezit la propria înmormântare. Care poveste ți s-a părut cea mai interesantă? Spune-ne în comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!